Clinica Sumeșan vă oferă servicii medicale la cele mai înalte standarde de calitate și profesionalism. Tehnologia de înaltă performanță, pregătirea de specialitate și calitatea umană a personalului Clinicii Sumeșan ne recomandă ca o instituție medicală de prim rang. Clinica Sumeșan, respect și profesionalism pentru pacienți. Doamnelor, domnilor, bine v-am regăsit. Subiectul acestei zile este un subiect de psihiatrie pediatrică. Alături de mine și alături de dumneavoastră se va afla doamna dr. Enichiu Silaghi, medic psihiatrie infantilă în cadrul Clinicii Sumeșan. Doamna doctor, bine ați venit în emisiunea noastră. Bine v-am găsit. Astăzi vom discuta despre tulburările de adaptare ale copilului la o viață, să spunem, o viață instituționalizată, ceea ce presupune până la urmă integrarea copilului în colectivitate. Că e mai greu sau că e mai ușor, o să ne explice doamna doctor în această emisiune. Așadar, care sunt etapele sau ce trebuie să înțeleagă telespectatorii din integrarea acestor copii în mijloace de educare, cum ar fi grădinița sau școală? Din păcate, cea mai frecventă tulburare este tulburarea hiperkinetică cu deficit de atenție, care este cu o pondere cam 2-3 copii în fiecare clasă. Acești copii, prima dată, la prima vedere, par copii răi, care nu se adaptează în clasele primare. Deja la grădiniță se mișcă mult, fug, nu se atenți. Dar, din păcate, aceasta este o tulburare neurobiologică. Substanțe chimice la nivelul creierului nu funcționează cum ar trebui. Și cât mai precoce pus diagnosticul, această tulburare se poate trata. Altfel, are repercusiuni mult mai accentuate la viața ulterioară. Practic, aceste semne apar în grădiniță, spuneați dumneavoastră, dar sunt interpretate ca și o anumită independență a copilului. E important și în această etapă ca cineva să sesizeze aceste lucruri? Da, dar din păcate încă la grădiniță doamnele educatoare au limite mai largi, copiii aceștia deja se observă că sunt mult mai hiperactivi ca ceilalți, nu sunt atenți, nu-și termină caietele de lucru, dar când intră în clasa 0, în clasa 1, deja întâmpină dificultăți. Doamnele învățătoare se plâng că nu pot să stea în bancă, nu sunt atenți la ore. Mai de mult s-a crezut că această tulburare hiperkinetică este cauzată de ciocolată, televizor, calculator, dar din păcate mai mult are un substrat genetic. Acești factori sunt numai factori favorizanți. Da. Deci care concură practic, la exteriorizarea acestor stări. Da. Da. Sunt uneori tendințe coercitive de a interfera cu aceste stări. Cât e de bine, cât e de rău ca cineva să încearcă să-și impună la mic punct de vedere în ceea ce privește educația acestor copii? Deci acești copii ar trebui cât mai repede observați de părinți, de învățătoare și îndrumați către specialiști, cum ar fi psihologul școlar, psihologul școlar, după aceea să îndrume la medic, la psihiatru de copii, fiindcă dacă nu este tratat, după aceea în clasele mai mari sunt probleme, copiii aceștia nu sunt acceptați de școli, sunt exmatriculați, se plimbă de la o școală la alta și până la urmă abandonează școala. Da, un fel de teribilism al acestor copii mai mari deja, da, sau da, adolescenți. Care este rolul, și aici ar vrea să punctăm din punct de vedere a specialității pe care o recomandați dumneavoastră, care vă sunt posibilitățile terapeutice? Ce trebuie să faceți cu acești copii dacă odată sunt depistați? Deci este tratament medicamentos, care avem rezultate foarte bune, și coroborat cu psihoterapia, deci cu psihologul, dar ar trebui o echipă. Deci, da, deci părintele, învățătorul, psihologul, medicul, toți formăm o echipă și putem să avem rezultate foarte bune. De obicei, părinții sunt mulțumiți dacă, de exemplu, la școală, rezultatele sunt mai bune. De multe ori sunt copii foarte deștepți, dar rezultatele sunt foarte slabe din cauza că nu sunt atenți, se mișcă, nu-și termină temele, nu termină
Nu au răbdare? Da, da. Sunt copii aceia care parcă aveau un motoraș. Da. Sigur că uneori te bucuri când vezi copilul că este activ, dar aici deja discutăm de o limită. Da, deci această tulburare include nu numai că se mișcă mult, hiperactivitatea, ci și inatenția, deci nu e atent la detalii, nu-și termină temele sau sarcinile și impulsivitatea. Deci toate trei simptome împreună formează această tulburare. Impulsivitatea poate fi dusă și până la mici episoade acestea de violență. Da, da, din păcate, da. Sunt copii care, de exemplu, nu-și așteaptă rândul, întotdeauna întrerup discuțiile adulților. Comportamentul părinților aici se răsfrânge și asupra copilului? Da, dar de multe ori părinții sunt vinuiți că nu-și educă copiii, dar din păcate de multe ori nu sunt de vină. Că aceasta este o tulburare la nivelul creierului și nu întotdeauna părintele este de vină. Că de obicei vedem un copil din acesta, spunem că uite că e needucat și părinții nu-l educă, dar săracii părinți câteodată n-au nicio vină. În dezvoltarea copilului, de la mica copilărie până la perioada de școlar, aici pot fi descoperite mai devreme aceste stări încât să poată fi mai ușor tratate sau pur și simplu integrarea lor în colectivitate este momentul declanșator? Se pot observa și în copilăria mai mică, dar de obicei noi punem diagnosticul de tulburare hipergenetică cu deficit de atenție după 6 ani. Putem spune sigur că are această tulburare. Înainte aici îi observăm, dar înainte de a ajunge la dumneavoastră, sigur că acum modern există și psihologi care sunt arondați anumitor instituții școlare. Aici intervine și rolul psihologului școlar? Da, intervine și poate să facă terapie, de exemplu, dar de cele mai multe ori nu ajunge. Trebuie și terapie medicamentoasă. Da. Această medicație este acceptată de acești copii? Da. Sunt complianți? Adică da, acceptă terapia? Acceptă. Iar părinții? De multe ori sunt reticenți, spun că de ce nu le dăm ceva mai ușor, din plante, dar le explicăm că această tulburare, dacă substanțele chimice nu funcționează la nivelul creierului, trebuie să reglăm prin medicamente. Și dacă văd rezultate după câteva luni, acceptă și să-i dea mai departe. Care este momentul în care dumneavoastră, ca și specialist, puteți spune că sunteți mulțumit de ceea ce ați făcut? Adică momentul în care se întrerupe terapia și copilul se consideră a fi oarecum recuperat din această tulburare? Deci terapia, cum am spus, e de lungă durată și cum se comportă acasă, cum se comportă la școală, în societate, cum se simte el. Da, da. Asta este informația pe care o primiți atât de la pacientul mic, cât da, și la anturaj, practic. Câteodată cerem și de la învățătoare părere. Este nevoie și aici de o mică anchetă așa socială, didactică, sau cum se prezintă din partea reprezentanților școlii în fața dumneavoastră ca să vă puteți face această idee asupra deci copilului? Avem și colaborare cu învățătoarele care colaborează. Deci, practic, așa concluzia acestei emisiuni și a titlului acestei emisiuni este că acești copii sunt recuperabili până la urmă. Da. Și aș vrea să încurajăm cei care ne urmăresc în cazul că apar aceste situații, că e bine să se interfere cu serviciile medicale. Cât mai repede, fiindcă, din păcate, sunt și adulți cu tulburare hipergenetică, deficit de atenție, care deja... Da, e un moment mai trecut, să spunem, da, de terapie. Da, da. Doamna doctor, vă mulțumim foarte mult pentru participare și vă mai așteptăm în emisiunea noastră. Clinica Someșan vă oferă servicii medicale la cele mai înalte standarde de calitate și profesionalism. Tehnologia de înaltă performanță, pregătirea de specialitate și calitatea umană a personalului clinicii Someșan ne recomandă ca o instituție medicală de prim rang. Clinica Someșan, respect și profesionalism pentru pacienți.